revenit la Timișoara Film Society Podcast, episodul 11. Noi suntem acum în febra filmărilor scurtmetrajelor, împreună cu Florin Rogoșinaru. Primul este deja pe canalul lui Florin, se numește Schimbul și alături de mine este unul din protagoniștii acestui scurtmetraj, Răzvan Orean. Răzvan, bine ai venit! Mulțumesc frumos! Răzvan, mi-a plăcut foarte mult când am început cu Florin, cu un joc. Pentru că ne detensionează, nu vorbim atât de formal și atunci eu vreau să te cunosc mai bine și vreau să te pun în anumite situații. Și anume, imaginează-ți că ai două lucruri între care doar unul se poate înfăptui, iar celălalt este automat anulat. Eu m-am gândit ca tu fiind actor să-ți dau 5 situații în care trebuie să alegi un rol deja faimos pe care tu să-l impersonezi și de ce, și alte 5 situații în care îți dau niște mici scenarii să vedem ce ți-ar plăcea să joci și poate ne inspirăm pentru un alt scurtmetraj. Hai să vedem. Dacă ar fi să alegi între Bilbo Baggins din Hobbit, presupun că l-ai văzut. Nu tot, dar l-am văzut. Dar știi personajul. Văzut, da. Și Tyrion din Game of Thrones. Mie mi se pare că ți s-ar potrivi ambele personaje, dar dacă ar fi doar unul disponibil, ce ai vrea să joci și de ce? Tyrion Lannister. Deoarece, deoarece multă lume și spune pe stradă că semăn arăt ca el și de multe ori în gluma mea, în jocul meu în cap, mai încep și vorbesc engleză. Dar în el m-aș regăsi cel mai tare. În el te regăsi, da, cel mai tare. Lannister. Atât ca și joc, că da, asemănarea fizică și eu când te-am văzut prima dată pe set la Asimptomatic, acolo m-am gândit că e inevitabil, dar și ca actorie, și actorie, să zic jumate, pentru că cealaltă jumătate e o comedie. Și aici aș alege să spun Jack Sparrow. Okay. Deci oricând, orice oră, el. Ok. Dar dacă ar fi să alegi între Darth Vader, un personaj negativ, și Voldemort, tot un personaj negativ. Darth Vader. Darth Vader? Yeah. Ai urmărit? Nu le-am văzut pe toate, dar m-a impresionat cel mai mult, clar fiind efecte speciale, puterea pe care o avea și povestea lui. Cum a ajuns să fie așa. Da, foarte interesant. Dar hai să ne ducem în fantasy. Gandalf sau Dumbledore? Gandalf. Gandalf? Da. Mai interesant? Da. Eu aș fi, aici mi-ar fi foarte greu, că îmi plac amândoi la fel de mult. Dar dacă ar fi să jucăm un detectiv, Sherlock Holmes sau Hercule Poirot? Sherlock Holmes. Jucat de? Nu mă lua cu asta, că nu am... am auzit, am văzut, dar nu am văzut întreg. Foarte bun l-a jucat Robert Downey Jr., Iron Man. Da. E unul din rolurile, alt rol foarte, foarte bun. Bun, dar hai să ne imaginăm că scriem niște scenarii. Într-unul este un fotograf pasionat care investigează fenomene paranormale și în altul este un pescar solitar care descoperă o comoară subacvatică, pe care l-ai continua și pe care l-ai juca. Fotograful. Fotograful. Îți place partea de investigație sau partea de fotografie? Partea de fotografie, dar când ai zis paranormal, îmi place și mai mult și sunt cu astea. Am fost o perioadă a vieții în care le căutam, uitam tot felul, documentare, filme, tot felul. Bun. Până acum ți-ai scris vreun rol? Sau încercați să contribui foarte mult tu la un rol? Sunt la început pe partea asta de scris. Am niște monologe acasă, dar mai departe m-aș vedea făcând un spectacol, un scurtmetraj, pentru că, nu știu, meseria asta de artist, imaginație lucru, e baza principală a noastră, că ești pictor, că ești muzician, că ești actor, imaginația e ustensila de bază, da.
Un elev, dacă ar fi să alegi, un elev neînțeles care se împrietenește cu o ființă extraterestră sau un asistent de laborator care descoperă ceva abilități supranaturale? O întrebare foarte dificilă pentru mine, dar aș alege... La asta cu elevul, eu m-am gândit la Men in Black, la Will Smith cu, da, așa zisa, înțelegerea lui cu extraterestrii. Aș alege cel din laborator. Cel din laborator? Da. Cu abilități supranaturale? Da, e și un film, dacă nu mă înșel, nu mai știu cum se numește, dar cel care lucra acolo a fost închis în ceva recipient și era, l-a uitat acolo efectiv. Ok. Și respectiva chestie de acolo, nu mai știu cum se numește, L-a dezintegrat și l-a făcut un fel de zeu, adică avea toate puterile, adică făcea așa și distrugea orice. Wow, nu știu, dar povestea îmi place. Nu mai știu cum se numește filmul, dar e un film foarte fain. Watchmen? Albastru, nu? Da. Bun. Ala. Ce bine e să avem în spate. Bun, dacă ar fi să alegi să fii un tânăr detectiv cu un simț al umorului bizar, că ai zis că îți place cu umorul, sau un poet... în căutarea inspirației în locuri neașteptate. Prima variantă. Da. Dar ce te atrage la Jack Sparrow și ăsta e tipul tău de umor? Că mie umorul lui mi se pare sarcastic, de exemplu. Ăsta e tipul tău de umor care îți place? Da, umorul sarcastic pentru mine. Am și aici un tatuaj în care e râsul sarcastic. Sunt măștile de teatru, râsul sarcastic și plânsul. Wow. Și pe sarcasm mă duc mare parte din viață. Wow. Și întotdeauna m-am dus pe treaba asta și în tot timpul, în toate filmele lui m-am regăsit ca și în viața de zi cu zi. Nu neapărat beția pe care o avea, dar umorul și toate astea pe care le avea în film le regăsesc în viața reală. Tare am senzația că așa e și el în viața reală. Nu știu de ce am cu senzația siguranță. Că rolul ăla a fost făcut pentru el. Așa da, e el. Și nici nu aș vedea alt actor să joace rolul exact. Respectiv. Un șofer de taxi neobișnuit care primește o sarcină ciudată de la un pasager, că sunt. Sau un colecționar de amintiri care descoperă o fotografie și în fotografie se prezice viitor. Aș zice șofer de taxi de încă n-am permisul. Urmează să-l dau. Dar cred că tot m-aș duce pe șoferul de taxi. Cei de la poliție să nu faceți penal, deoarece aș găsi, aș face un umor fantastic ca și șofer de taxi. Cred, chiar cred asta și cred că ai avea după aceea ce să povestești și chiar l-ai putea transforma în scenarii de da. Film, că sigur se întâmplă lucruri ciudate. Corect. Un constructor de machete care face scene criminale prin machete, sau un artist de scurt metraje care capturează momentele din viețile oamenilor? Prima variantă. Machete să, să reconstituie scene. Scene de crimă. Până acum ai pune vreunul din ăsta în practică? Da. Da. Eu m-am gândit la asta cu... Eu m-am gândit și la că ai putea fi un artist de scurt metraje, iei viețile oamenilor care... foarte interesante și le transpui în... Păi baza actoriei, studiul nostru, de fapt, mai bine spus, îi studiem oamenii de zi cu zi. Că merge și ia o cafea, că merge stă în stația de autobuz, asta e studiul nostru, studiem oamenii, non-stop. Ce te-a inspirat să devii actor? Să zic sincer, singurătatea. Singurătatea? Da, pentru wow. că... Nu am fost un copil abandonat sau chestii de genul, dar mare parte din copilăria mea m-am jucat foarte mult singur, că era cu puști, că era cu mașini. Nu că nu am avut prieteni, că am prieteni și acum și noi nu am o problemă pe treaba asta, doar că imaginația pe care o aveam eu și ideile pe care le aveam eu nu se îmbinau tot timpul și atunci preferam de multe ori să-mi fac eu filmul, că era Lego, că era pușcă, că era orice vrei, îmi plăcea mai mult singur. Și de acolo am plecat pe treaba asta din filme, jocuri, eu mă joc foarte mult pe calculator și acasă când am timp liber,
să fac, să reconstruiesc anumite scenarii, de exemplu, dintr-un joc sau dintr-un film sau depinde. Asta e un foarte bun exemplu pentru copii care mulți transformă singurătatea în chestii depresive, negative, și tu ai transformat singurătatea într-o chestie pozitivă. Mi se pare un exemplu foarte bun. Da, pentru că având în vedere că sunt și diferit, nu am avut și nici în continuare, mă amuză uneori de anumiți oameni care vin cu întrebări extraordinare, să zic așa, între ghilimele, și fac un haz din treaba asta, adică mă amuz. De multe ori văd oameni care stau așa cu camera pe mine și mai un gest, mai o stau la poză, efectiv. Da, la o grimasă. La început nu era așa, că nu eram, n-am mai, când s-a întâmplat primele dăți, n-am mai întâlnit așa ceva și mai mă luam. Dar după aia am început să stau la poze și zic, ești tare, și zâmbeam așa, sarcastic. Deci nu, cam asta e treaba. Dar am transformat singurătatea asta, cum ai spus tu mai devreme, că alții sunt depresivi, anxioși, chestii de genul. Sincer să zic, nu cunosc lucrurile astea. Nu cunosc. De multe ori am întrebat ce înseamnă asta. Ce înseamnă să fii depresiv, ce înseamnă să fii anxios, pentru că, nu știu, viața e prea frumoasă ca să fii, să ai lucrurile astea negative în tine și e și scurtă. Acum da. Te naști. Da, dar mulți nu gândesc așa. Un comedian spunea, nu mai rețin, cred că Bordea, spunea că depresia este boala oamenilor bogați. Pentru că dacă trebuie să produci bani, dacă ai foarte mult de lucru, efectiv nu ai timp să devii depresiv. Da. Dar uite, tu ai transformat joaca. Mie mi se pare interesant și eu practicam asta. Copiii din ziua de astăzi eu nu i-am mai văzut jucându-se singuri. Aud din poveștile unor părinți care spun, vai ce bine că tu îți găseai colțișorul, te jucai singur și scuteai practic părinții, îi și ajutai, că tu îți creai universul tău care nu te rănea, nu-ți făcea nimic, era universul tău și ei puteau să-și vadă de treburile lor. Corect, păi întreabă în zi de astăzi, întreabă un copil ce înseamnă măța ascunsă sau măța prinsă sau foarte multe jocuri pe care le jucam când eram copii. Ei nu mai știu așa ceva. Elasticul. Că da. Săream elastic. Eu eram exclus, că eram mai... Erai mai micuț, da? Eram exclus, ori pierdeam, ori... Dar în rest, toate jocurile pe care au fost pe vremea aia, le-am jucat. Este Răzvan actorul autoironic? Că din ce îmi spui, faptul că tu folosești autoironia să îndepărtezi pe oamenii mai puțin ok din viața ta... Și ca actor ești așa, cu autoironie, că mă gândesc că și pe scenă sau în filme se pot întâmpla anumite situații. Ca și actor, păi, înainte de a începe treaba asta, faci haz de necaz. Uh-huh. Și ca și actor, totdeauna mi-a plăcut, doar că nu am avut încă așa de multe roluri în viața asta, să am o chestie a mea personală, care... Să zic, mare... fiecare actor de la Hollywood are o chestie în film care ăla știi că e, nu știu, Johnny Depp. Trademark-ul lui. Da, trademark-ul lui. Încă nu am ajuns, dar asta aș vrea să am și eu. Și ca și actor întotdeauna m-a plăcut să mă desprinde cine e Răzvan Orean. Să nu mai existe. Wow. Să-l las la ușa aici. Să-l las poți la face asta, e ușor? Nu e ușor. E un lucru cu tine însuți. Dar mi se pare cel mai interesant lucru. Să uiți de cine ești. Să uiți de cine ești. Dar ai studiat actoria, da? Da, și în continuare studiez. În continuare studiez. Care au fost plusurile și minusurile? Mă interesează să le spui oamenilor care vor să studieze actoria. Ce vezi tu plus, ce vezi tu minus? Mă refer strict legat de studii, nu de ce mai faci acasă, ce mai studiezi tu singur. Studiile la universitate, cursuri. Plusurile, ca să zic așa, pentru mine au fost rupe, de a învăța mai bine, de a mă rupe de mine însumi și de a deveni personajul care trebuie să-l interpretez. Cea mai, să zic, plus,
studiile pe care s-au făcut la facultate, de exemplu Comedia dell'arte, pentru mine a fost spectacolul meu favorit, care l-am jucat în anul 2, și ideea măștii, pentru că noi în viața de zi cu zi, toți oamenii avem foarte multe măști. Nu există una sau două, sunt foarte multe. Acum avem o mască, mai încolo avem alta și tot așa. Dar cel mai interesant lucru, pentru că în viața de zi cu zi tu poți pune mâna pe masca ta, cum ar fi pe fața ta, dar în Comedia dell'arte nu ai voie să-ți atingi masca. Nu ai voie să o atingi la modul să faci vai sau să te ștergi sau chestii de genul. Nu, faci totul facial. Totul facial? Din mimică? Din mimică, da. Din voce, din... Nu ai voie. Și câte măști sunt? Sau sunt nelimitate? Nu sunt nelimitate. Ele se împart în mai multe categorii. De exemplu, eu am avut pantalone cel rău. Am fost bătrânul ăla rău, avar, zgârcit, ce vrei tu, negativ. Pentru care m-am regăsit foarte tare cu el, pentru că mi-a inspirat foarte mult. Nu știu dacă am voie să spun lucrul ăsta, dar când am creat personajul respectiv, trebuia să-mi schimb vocea în totalitate. Dacă am voie să fac lucrul ăsta, cu cel mai mare drag, adică trebuia să fiu un bătrân răutăcios care tot timpul vorbește așa! Mă înțelegi? Da. Și aveam o fică care era, n-aș vrea să folosesc termenul ăsta cu H, care era... Și tot timpul o strigam și eu ce vreau de fapt e să pun mâna pe avere și pe coroană, să moștenească fiica mea coroana și averea respectivă. Și prin meschinătatea mea o modelam cum vreau eu. Wow. Și tot timpul când o strigam și aveam de spus anumite lucruri, mă gândeam la Hitler. Pentru că a fost un orator foarte bun. Corect. La vremea respectivă și avea el interviurile alea că striga, era ha, ha, nu știu ce. Atunci și eu aveam același lucru, nu chiar în totalitate, pentru că nu aș fi vrut să promovez și nici nu vreau să promovez asemenea lucru, dar de acolo mi-a plecat inspirația de voce și de gesturi și de tot felul de care s-au mai întâmplat în spectacolul respectiv. Foarte, foarte interesant. Și din ce îmi spui, au un rol foarte important studiile în actorie. Da. Așa e? Da. În mare parte, cum ziceai tu, studiul cel mai mare este acasă cu tine însuți. Dar care crezi că este balanța între studii și talent? Talentul, dacă nu îl muncești, nu există. Chiar crezi asta? Poți să-l ai, dar dacă nu-l forjezi, fructifici. Ca și fierul, dacă nu-l modelezi din ce vrei tu să faci, va rămâne aceeași formă. Dar consider că, nu știu, trebuie să ai un har în așa ceva. Adică, sunt aici 50-50, pentru că au fost alți oameni care dintr-o simplă replică și unui regizor i-a plăcut cum a interpretat acea replică, a primit rolul și el era înainte, nu știu, dau un exemplu, spălător de vase. Înțelegi? Dar în treaba asta trebuie să ai ceva acolo care să te atragă, pentru că dacă nu o ai, te sperie îngrozitor lucrul ăsta. Ca atare actorie, te sperie îngrozitor. Pentru că sunt mulți oameni cu care am discutat și zice, eu n-aș putea să mă dezbrac cum te dezbraci tu pe scenă. Dezbrăcat fizic? Am auzit de la un profesor, primul studiu la anul întâi în Rusia, dar nu știu timpul pe ce vreme, au fost studenții de anul întâi, că erau fete, erau băieți, erau mixt, să dezbrace la pielea goală, să stea față în față unul altuia. Asta a fost un studiu. Nu se mai practică sau asta, dar nu l-am interpretat ca și o chestie gross. Nu. Păi, ceva firesc. Ceva firesc, mai ales că sunt multe roluri care implică asta. Da. De exemplu, unul dintre cele mai amuzante roluri pe care le-am avut tot în Comedia dell'arte, doar că
mai devreme decât când am jucat eu. Personajul, am avut un personaj care apărea într-un costum de baie feminin, dar body, okay, pe da. Un skateboard. Eram un notator pe acolo, într-un lac. Da. Și eram, zic, hai să facem. Ce? Deci nu există limită, practic. Nu am o barieră, să zic așa. Păi, cred că asta e și ideea la un actor, să nu ai da, părere. Da, dacă asta trebuie să facem, facem. Studiile sunt pe teatru? Da. Sau teatru și film? Nu, de fapt greșesc, teatru și film, dar mai mult se axează pe teatru. Mai mult se axează pe teatru. Da. Tu ai putea alege între teatru și film? Dacă ar fi, nu știu, să ți se propună mâine să semnezi contract cu teatru german, dau un exemplu, și să acolo să ai un contract pe perioadă nedeterminată și să nu știi dacă vei mai putea face film. Sincer să-ți spun, și nu e o laudă de-a mea, pentru că nu sunt genul de om care se laude și dacă o fac în mod ironic, aș alege filmul, pentru că foarte multă lume și care au cunoștințe în așa ceva și care nu au cunoștințe în așa ceva și m-au văzut pe cameră, m-au văzut pe ecrane, au zis, omule, ești dement în așa ceva. În teatru, nu că nu am habar sau chestii de genul, dar de asta studiez, dar mă regăsesc mai mult în cameră decât în teatru. Din cauza? Care e cauza principală? Simțul tău, publicul, că poate la nu teatru? Am o treabă cu publicul, oricând, orice oră, dacă ar fi să joc pe scena teatrului, pot să cobor liniștit să fiu în același personaj și să mă uit în ochii tăi ca și spectator. Și tu poți să faci ce vrei tu. Nu am o treabă. Dar mă regăsesc mai mult în camere. De ce tot timpul cred, asta probabil datorită, mă uitam foarte mult la filme și nu prea am mers, de-a lungul vieții nu prea am mers la teatru, cel mai mult unde am mers la teatru a fost aici în Timișoara când am venit și m-am apucat de studiile respective, dar în camera, nu știu, într-adevăr ești mult mai limitat, nu ai un spațiu de joc foarte mare și, ca să zic așa, altcumva, parcă, nu știu, e altceva. Ți-e mai ușor să iei un scenariu de teatru sau un scenariu de film? Și aici mă refer la durata învățării lui și la pregătirea pentru joc. Să încep cu teatru. Am avut într-o mare parte a vieții, adică în timpul ăsta de studii, dificultăți de a le memora, pentru că erau anumite personaje care erau contra-amploa. Erau, nu se îmbina cu mine nimic. Dacă mai apăreau și replici scurte, era, moară-mă. Aia mi se pare mie greu. Da, aia e greu. Multă lume la replicile scurte au dificultăți, dar având în vedere că era și un personaj total opus mie, era și mai dificil. Dar de multe ori au ieșit niște rezultate foarte bune, chiar dacă era contra-amploa. Și când era amploa, în capul meu, acum nu știu, că eu nu prea cer păreri legat când fac când joc un spectacol sau ceva de genul, nu mă duc și zic, bă, cum a fost. Rar se întâmplă. De obicei mă duc la oamenii care studiază același lucru ca și mine și zic, ce lipsește, ce nu lipsește, ce ar mai trebui. Ce ai face tu? Da, ce aș mai putea adăuga. Dar când am jucat ceva care mi-a plăcut și a fost personajul, era salut, ce faci, suntem bine amândoi, a ieșit mai bine cel contra-amploa decât cel care îmi plăcea. De ce? Nu știu să zic. Cred că poate ai muncit mai mult. Că de multe ori când nu ne place ceva, dar suntem nevoiți să facem acel lucru, ne dă mai mult interesul. Când îți place ceva, cumva intri acolo și ești mai degajat. Mie așa mi se pare. Probabil, nu am să te contrazic, dar a fost o perioadă în care m-am scârbit de treaba asta, de tot ce conține teatru, film, și nu am mai vrut să fac. Am avut așa, out of nowhere, am zis, băi, nu mai vreau. Și la un moment dat a fost o perioadă, am zis, zic, nu m-aș vedea făcând altceva, nu m-aș vedea făcând, nu știu, să fiu angajat într-o fabrică sau lucruri de genul. Nu. Artiștii nu pot sta în fabrici. Și da, sunt genul de om care nici nu aș putea sta în locuri de genul și nici nu pot să stau în loc. Și când mă pun să dorm, n-ai cum. N-ai stare. Da.
Și la film? Cum te pregătești pentru un film? Știi de ce te-am întrebat lucrul ăsta? Mie mi se pare că personajul de film, poți să-l modele, având în vedere că poți să tragi de mai multe ori, poți să-l modelezi mai mult, poți jongla cu el și automat devii mai relaxat. Personajul de teatru mie mi se pare mai greu că e one shot. Da, e aici și acum. Despre asta e vorba în teatru, aici și acum. În film mai ai, cum să zic, timp. Acum nu ore întregi, că nu poți să ții toată distribuția și toți care sunt în safă respectiv până îți găsești tu ideile tale. Dar ai un timp în care mai poți să-l descoperi pe lângă ce ai descoperit tu. Având în vedere că lucrezi cu celălalt personaj, cu celălalt actor și mai descoperi, mai îl cauți, mai asta. Dar, repet, nu poți să o duci la infinit. Aș vrea să vorbim un pic despre statutul tău, ca să zic așa. Consider că este un avantaj sau un dezavantaj în industrie? Mă refer strict în industria de teatru și film. În industrie, să zic, e un avantaj foarte mare, pentru că cred că de-a lungul timpurilor n-aș vrea să folosesc cuvântul ăsta, dar și mie îmi plac, lucrurile fric impresionează cel mai tare. Pe asta le memorezi. Exact. Și în viața de zi cu zi, pentru oricine cunosc oameni noi, sunt ca o pată care nu poți să scoți. Nu ai cum să zici că nu mă știi, nu ai cum să zici că te-am uitat sau chestii, nu ai cum. Nu intri imposibil. În comun. Da. În lumea obișnuită comună. Exact. Da, asta e foarte interesant. Și cam asta este și pe partea de film și teatru. Dar în mare parte film. Film. Cam vorbind mai devreme de surse de inspirație, spuneai că e Hitler, o sursă oarecum pentru un anumit personaj. Da. Jack Sparrow, o sursă de comedie. Dar te raportezi și la alte surse? Să zic că o sursă la care și un gen la care nu m-aș putea raporta niciodată, oricât mi-aș dori, ar fi filmele de dragoste și romantice. Din treaba aia, oricât mi-aș dori eu, la un moment dat ar fi o comedie. Pentru că asta sunt eu. Nu... N-ai avea niciodată cum, se poate, nu zic nu, că nimic nu este... Dar te referi la drame de dragoste, nu știu, de tip Notebook? Asta îmi vine în minte când mă gândesc la filme de dragoste. Da, dramele alea, nu mă uit la filme de genul, deci nu, dramele de genul sau filmele romantice, stil, nu știu să zic, Titanic sau... Da, foarte bun. Asta, ca și cum... Ar fi o comedie, cred că, extraordinară să mă iei, să mă pui în Romeo și Julieta. Eu Romeo și tu Julieta. Da. Are și o comedie extraordinară. Da, cred. N-ar avea cum să mă iei pe mine în serios, oricât aș încerca eu să zic replicile pe care le are Romeo în cel mai siropos mod posibil, n-ar avea cum să mă iei în serios. Dar a făcut cineva, a vrut cineva să te încerce în acest fel? Nu, dar asta am avut un exemplu de la colegii mai mari, care sunt acum Master 2. A fost Romeo, un băiat foarte înalt, de aproape 2 metri, și Julieta era o fată de 1,50 și ceva, maxim 60. Și era așa. Ok. Da. Și când ajungeau să vorbească față în față, el stătea în picioare, ea stătea pe o... ladă de lemn, efectiv. Și era cea mai tare comedie. Da. Pentru că e diferența aia. Da, clar. Deci asta zic. Da. Și alte surse, gen, și ce mă interesează pe mine? Tu ca actor, când te uiți la un film, ce vezi în filmul ăla? Ce te inspiră? Te uiți doar la cum joacă actorii? Sau te fură și tehnicul sau peisajele? Cum depinde de genul filmului. Cel mai mult, ca să zic așa, în filme în care există the good ones and the bad ones, sunt the bad ones. Uh-huh. Îmi place extraordinar să le studiez psihologia lor. Adică și ca și actor, cum a ajuns în film să facă asemenea lucruri, pentru că nu e ușor, și ca atare ce a gândit.
ca de exemplu, cel mai bun exemplu care din păcate nu mai este, Heath Ledger, The Joker. E Jokerul, da. Am spus-o, e preferatul meu. Da. Exact. Omul, ca să ajungă acolo, să joace personajul respectiv, mă gândesc că toată lumea știe, s-a închis 2 săptămâni într-o cameră de hotel, neavând contact cu nimeni. Da. Ce a fost acolo? Înțelegi? Asta e treaba și, bine, sunt și alte personaje ca și să joci rău absolut, îi o muncă. Pentru că tu, de exemplu, dacă în viața de zi cu zi ești un om de felul tău, mai blând, mai calm, ești mai indulgent, nu te enervezi repede sau chestii de genul, e plus cu plus, ca și magneții, știi? Dar dacă ajungi să reușești să faci treaba asta, mi se pare că e un personaj extraordinar. Da, ai dat exemplu, Joker. Joker, tipologia Joker poate exista în viața reală. Da. Tipologia, rolul Voldemort, de exemplu, nu poate exista, că la SF n-ar putea. Corect. Te iei și după aceste roluri SF fantastice? Da. Da. Pentru că nu e în totalitate. Adică, ce văd eu, asta e părerea mea. Nu trebuie alții să fie ca și mine sau ăsta. Ce văd eu, că în orice, și dacă e SF, are un mic gram care e inspirat de realitate. Da. În mare parte. E un gram, ca și treaba asta, mă duc întotdeauna pe lucrul ăsta. Dacă mi se întâmplă un lucru rău, întotdeauna am stat să caut partea bună. Există. Dintr-o orice lucru rău, că a decedat cineva, indiferent, ți se întâmplă un lucru rău în viața reală, există o parte, că e atâta sau că e atâta, dar există bună. Și întotdeauna am încercat să o caut. Bă, uite, mi s-a întâmplat asta, ca așa. Exact așa și aici. Există o parte mică de adevăr din personajul respectiv, care e luat undeva de realitate. Super, da, și eu cred asta. Aș vrea să le spui celor care studiază actoria, cei care vor să studieze, sunt la început de drum, cum își pot dezvolta abilitățile? Există trucuri? Există secrete? Există și trucuri, dar astea aș prefera să le faceți voi la facultate, să mergeți la facultate sau la liceu de artă. Trucurile nu se vând. Nu se vând. Ca și la magician. Nu se vândă niciodată. Că îl cunoști tu de mult timp și îți arată, asta e partea a doua. Dar așa, du-te la magician și zici, arată-mi și mie cum ai făcut aia. Nici nu te cunoște. Da. Se ia și pleacă. Deși în ultima vreme mai apar tutoriale pe YouTube, să știi. Da, dar așa ca atare nu. Cum era, țin minte din copilărie, că era ceva pachet, cu pachetul magicianului, unde aveai cărți, unde te învățau anumite, dar trucuri din astea ieftine, nu ceva important. Și am omis o chestie să spun, meseria asta se fură, nu se învață. Se fură. Chiar crezi asta? Da. Bun. Eu cred că mulți se și învață, nu știu ce se învață partea tehnică, de la vorbit, de da, la asta, da. Asta, dar în mare parte se fură. Se fură foarte mult. Nu știu, mie mi se pare că se învață inclusiv tehnica plânsului. Nu știu de ce am senzația asta, că prea sunt atâția actori care plâng la comandă. Cum reușesc? Din amintiri. Din amintiri? Amintirile care sunt tot din realitate, bineînțeles. Amintirile care cândva i-a făcut să sufere și care oricând și le accesează, poate să fie ca și atunci când s-a întâmplat amintirea respectivă. Asta o gândesc eu, asta o văd eu. Eu de asta mă folosesc, e un truc. Dar restul nu știu cum fac. Alții au modalități diferite. Poate cu picături false. Probabil, nu zic nu. Hai să vorbim un pic de roluri. Care este primul rol pe care tu l-ai jucat? Am avut o colaborare la Arad, de unde sunt eu, Săptămâna Luminată, și eram rolul, un fel de două roluri, Moartea și Pasnicul. Moartea și Pasnicul. Da. Moartea înțeleg, dar Pasnicul? Ca să înțelegi, povestea ca atare, cum era mai de mult satele respective, era un rău făcător al satului, care omora, fura, viola, de toate.
respectivul a ajuns până la urmă să fie împușcat de către satul respectiv, de către poliția de acolo. Și săptămâna luminată, după cum știu eu, e o sărbătoare în care ți se iartă toate păcatele. Da. El voroia și în același timp și mama lui să moară în săptămâna respectivă, pentru că îi se iertau toate păcatele. Okay. Înainte de toate, da, unde trebuie. Înainte de toată, de toată treaba asta, el a omorât o familie, care erau reprezentate în spectacol prin erau spiritele, cum ar veni, reprezentate de niște dansatori. Ok. În timpul spectacolului aveam apariții, între care și dialog cu mama, în care când intram eu, mortul era la comanda mea. Adică mortul, da. Rănitul era la comanda mea. Dacă eu stingeam lumânarea, îi luam viața. Aveam viața lui în mâna mea. Am înțeles. Wow. Foarte și interesant. În același timp intram și spuneam mamei că vezi, eu am văzut moartea, e aici afară, îl așteaptă, ceva de genul îi transmitea, nu mai amintesc, s-a întâmplat acum foarte mult timp, replicile. Și mai era și un personaj, vrăjitoarea, care în același timp venind cu bunătate, dar l-a vrăjit să nu moară în săptămâna respectivă. Ah, ok. Să moară după. Dar eu, cum eram, să zic așa, totul în mâna mea, am îndrumat-o până la final ca mama să-și omoare copilul. Okay. Și finalul scenei, pentru că foarte multă lume a plâns, nu cred că din cauza mea, că nu e un exemplu bun. Finalul scenei în care mama și-o omoară propriul copil și eu stau cu viața lui care era reprezentată printr-o lumânare, doar câte ori o aprindeam, o stingeam, el murea și reînvia. Finalul scenei era își omoară copilul și eu iau viața. Suflat o lumânare. Simplu. Într-adevăr, atunci fiind, chiar mă și transferasem la liceul de artă, că eu n-am făcut liceul de artă de la început, să joci un rol de genul e, nu știu, e foarte, sunt niște zone în care trebuie să le accesezi și nu-i plăcut. Nu-i plăcut. Nu știu acum care cred, care nu cred, dar mi s-a întâmplat și e 100%, pentru că era înainte de spectacol, mi s-a întâmplat chiar să mă întâlnesc cu o chestie paranormală în teatru. Veneam de la cabine, chiar înainte de spectacol, și mergeam la machiaj. Și pe un coridor lung, ca în filme, deci ca în filme, pe un coridor lung am intrat pe coridor și în capăt era o ușă deschisă, dar ușa deschisă era la maxim și aici era perete, adică n-aveai cum să stai ascuns sau să zici că aveai o treabă în cameră și dacă aveai o treabă, ai o lanternă dacă nu merge becul sau aprins becurile, știi ce zic? Și la jumatea coridorului unde eram, îl văd că iese așa din tocul ușii o formă umană, dar nu se înțelegea nimic, era o umbră neagră foarte înaltă, cam cât ușa, care mergea cu capul în jos și la un moment dat s-a oprit. În același timp în care s-a oprit, el m-a oprit și eu. E un sentiment pe care, ca și actor, nu te cuprinde nicio frică, nu ai nimic în tine. Ești ca și, ești gol, nu simți nimic, nu simți frică, nu simți bucurie, că la un moment dat eram așa între le cred, nu le cred, există, nu există. Și eram, zic, nu simt nimic. Stăteam și mă uitam. Nu eram, zic, dacă se uită la mine, dacă vine spre mine. Nu, ca și în filme, că vai, că vine spre tine, te zbeli, e șoc, chestii. Nu simt nimic. Care în viața reală nu poți, nu cred că poți, n-am încercat niciodată, adică ba, am încercat. Dar să stai așa în loc și să nu simți nimic, să n-ai niciun gând... Rar, nu pot să mă gândesc așa. Imaginabil. Dar în momentul ăla aveam telefonul în buzunar, puteam camera, oricum. Stăteam așa și mă uitam. A plecat, am plecat și eu. Și a fost unul dintre cele mai tari chestii, pentru că jucam rolul respectiv și aia mă eram, zic, bă.
Zic, cum le povestesc eu la ăștia acum ce am văzut eu în teatru? Și m-a luat ceva. M-a luat ceva, pentru că asta zic, nu toată lumea crede. Zice, da. Bă, tu ești nebun? Zic, n-am cum. Zic, am fost în teatru, eram acolo. Da. N-ai da. Cum. Foarte, foarte interesant. Și de acolo, pe text, după ce am văzut chestia respectivă și au mai fost dăți, dar la un timp îndepărtat, mi-a dezvoltat imaginea, silueta respectivă, cum să-l joc mai bine. Da. Adică la mamă îi descriam, că era o mogâldeață care se făcea mare, îi descriam cum arăta. Și după ce văzusem, că am mai jucat și după ce văzusem silueta respectivă, ți-a fost mai îl descriam efectiv, mă transpuneam, mă alungeam pe o scară, că jucam de pe o scară și părea mult mai, mult mai frumos în perspectiva mea. Da, și mie mi se par personajele negative, mai ales astea ce au legătură cu moarte, cu paranormal și așa, mult mai, mult mai greu de jucat. Da. Și având în vedere că eu sunt și eu o persoană mai diferită, să zic așa, din pricina faptului că a existat bullying-ul ăsta, oricum care pe mine nu m-a interesat, te face să te îndepărtezi puțin de, de chestiile bune și să înțelegi mai mult chestiile rele, adică personaje negative dintr-un film, de ce a ajuns el așa? De ce are comportamentul ăsta? De ce vrea să-i distrugă pe ăștia? Poate mulți l-au dus acolo. Exact. Că, și ai spus de bullying. În ziua de astăzi, poate mulți copii devin răi din cauza bullying-ului. La noi nu... La, o chestie amuzantă pe care vreau să spun, eu când am auzit prima oară cuvântul ăsta, da. Eu știam de un joc. Ok. Nu știam. La mine era bad joker, era hai să ne luăm de ăla, hai să ne asta. La noi, în zi de astăzi, se rezolvă prin, nu știu să zic, cereri, chestii. Să zic sincer, eu am 27 de ani azi mâine. Dar pe vremea mea se rezolva prin bătaie. Da. Adică dacă te luai de mine, mergeam acolo. Așa de e. Ce? Hai, dă, fă ceva. Așa și având în vedere că aveam și un colectiv atunci, care eram foarte uniți. Și oricând, nu doar de mine, dar și de restul, dacă era vreo problemă, oricând, orice oră. Da, cumva erai mai independent, te descurcai, era da, atât de puternic încât... Nu, era stai că îți fac o foaie, era ca un fel de pâră, ceea exact. Ce nu suport pârâtul ăsta, turnatul, cum vrei tu. Nu știu dacă știi, vreau să vorbim puțin de asimptomatic. Nu știu dacă știi, ai fost văzut cumva un personaj cheie. Datorită faptului că îl săgetezi pe Simi, vreau să-mi spui cum ai simțit personajul ăsta, un personaj care nu are nicio replică, dar datorită gesturilor are mai multe de zis decât dacă ar fi avut replici. Treaba cum a început, am fost chemat, hai la niște filmări, ok, am înțeles ce se întâmplă, am înțeles ce trebuie să fac. Și eram, zic, let it go, adică un fel de Jack Sparrow, sincer. Da. La treaba aia m-am gândit, eram, zic, mă, zic, doar nu o să am acolo, știu că am dansez cu mătura, cu astea, eram, zic, doar nu o să fac ce fac alții în viața reală, hai să mături așa frumos, nu. Asta voiam să te întreb, că pare din exterior că ți-ai gândit o coreografie. A fost acolo. Nu, a fost am stat, nu am stat acasă, nu. A fost acolo. Ce am simțit, am făcut. Este prima colaborare cu Timișoara Film Society? Ca să zic, ei au mai fost la noi la facultate, dar ca să zic ca și mărime, grad, da. Da. Ai auzit poveștile? Povestea care noi am tot spus-o. Că totul de fapt se întâmpla în mintea ta și că partea SF din film ți-ai imaginat-o tu și că pe Simi și Zoe, Zaira,
Chiar îi vedeai în realitate la sală și cumva totul se întâmplă în capul tău. Am auzit povestea, dar am mai și uitat, eu uit. Uit. Vorba aia, bătrânețea. Dar știu povestea și, cum să zic, la momentul filmărilor eram... Hai să fac. Da. Adică, nu știu, la mine e o chestie naturală. Adică, nu știu, mi-au zis, uite, ăsta ești tu? Eu am zis, ok. Am stat rapid sau derulat niște filme în capul meu, hai. Ok. E o chestie naturală la mine. Adică, da, într-adevăr am întâmpinat și în mare parte... Am întâmpinat unde am avut dificultăți și am avut nevoie de mai mult timp, dar dacă îmi dai, cum să zic, scheletul, l-aș putea numi, la un personaj sau la o, cum a fost în film, că am avut un personaj, dar nu vorbea, eram zic, bun, ok, zic, ok, nu vorbesc, zic, o să fac aia, hai, dai start. Foarte tare, foarte tare. Așa am avut cel mai bun exemplu și acolo mi-am descoperit partea asta că de a improviza pe moment și de asta. Am avut un examen în anul 2 în care aveam să ne trecem pe o foaie, la partea de mișcare. Aveam să ne trecem pe o foaie cele mai marcante, cele mai bune momente din viața ta, care au fost cele mai frumoase și cele mai rele, triste, cum vrei tu. Bun exercițiu, foarte bun exercițiu. Mă crezi că n-am făcut nimic acasă. Le-am notat așa pe foaie, dar nu le-am dat importanță. Cu o seară în urmă, nu știu ce am făcut, cred că m-am jucat pe calculator până seara târziu, până dimineața. Și colegii din clasă, ei totuși mai repetau, zic, dar eu ce fac? Ești spontan. Nu m-am gândit la treaba asta, zic sincer. Atunci am descoperit că pot să fac lucrul ăsta și pot să fac la un nivel mare, doar că există și riscuri mari în treaba asta. Bineînțeles. Riscuri foarte mari, dacă nu ți asumi. Și eram zic, hai să mă uit pe caietul ăsta, dar zic, eu ce fac? Ce fac? Zic, mă duc acolo. N-aveam voie să vorbim. Zic, bine, mă duc la facultate, ce o fi. Și în ziua respectivă trebuia să le arătăm prin mișcare. Dans. Eu am ales dansul, pentru că am dansat la viața mea foarte mult. Prin dans, prin tot felul de mișcări, ce vrei tu, reprezentative, care să-ți reprezinte un moment din cele 5. Unul bun și unul rău. Erau 10 în total, 5 bune, 5 rele. Da. Și... la mine era, zic, hai să mă duc pe mai mult, puțin rele, 70% să zicem așa au fost rele și restul de 30 bune. Cu câteva serii în urmă, ascultasem, eu urmăresc niște dansatori foarte buni, doi frați gemeni, și ascultasem o melodie, Charles Aznavour, nu știu franceză, Charles Aznavour la Boheme. Ok. Și... ok, am ajuns acolo la facultate, am zis, hai că mă bag primul, eram mort de obosit, că stăteam așa. Hai să te bagi primul să scap? Vreau să dorm, da. La un moment dat eram zic, stai că nu e în capul meu nimic. Zic, domn profesor, lăsați-mă, vă rog, ultimul. Zice, iară tragi de timp, iară nu știu ce, zic, vă rog, ultimul, promit, ultimul. În timp ce colegii mei își făceau de la stadiul ăsta, m-am pus la stadiul ăsta. Aveam deja melodia în cap. Aveam deja momentele care nu aveam nicio treabă cu ce am scris pe foaie, le-am scris doar să scap. Și zic, bun, zic, hai să vedem. Ce fac? S-au terminat, ceilalți colegi au terminat ce au avut de făcut, ei aveau repetiții în spate, aveau coregrafii făcute, zic, mamă, zic, fii atent ce notă iau. Te-au și intimidat. Da, ce notă iau, ce nebunie va fi. Zic, bun, zic... pune melodia asta la... aveam o boxă portabilă și de pe telefon, pune melodia asta și când îți zic eu, dai start. Totul începea ca și un mic schelet foarte mic, începea cu cum te naști.
Ok. Din poziția de fetus. Ok. Bun. Etapele vieții cum sunt copiii mici când se nasc? Greoi. Da. Până umblă, mai cade, mai una mai alta. Un moment greu, da. E, din treaba aia am făcut o poveste în care am făcut anumiți oameni să plâng. Wow. Și nu m-am așteptat. Și n-am zic de ce. Da, uite că de multe ori spontaneitatea și asta, și eu cred mult în spontaneitate și cred că one shot-ul ăla poate fi și foarte bun. Da, dar dacă e să-l mai faci, asta depinde, dar dacă e să-l reproduci a doua oară... S-ar putea să nu mai poți, nu? Nu, asta e un risc. Asta e un risc. Asta e un risc. Dacă vine acum un tânăr la tine, să ne imaginăm un licean, că practic cam acolo te hotărăști ce vrei să urmezi și spune că vrea să devină actor, care este primul sfat pe care l-ai da? Nu... Mie îmi plac misterele, așa că aș spune, treaba asta e un mister, descoperă. Foarte bun, foarte, foarte bun. Pentru că fiecare e cu fiecare. Da. Nu mă consider un sfătuitor. Da, într-adevăr, am prieteni, bă, uite, îmi cer un sfat, dar zic, dacă vrei urmează, dacă nu, nu. Corect. Păi asta e și rolul sfatului. Tu îți faci datoria? Eu îți dau o idee, îți dau o scânteie. Dacă tu vrei să faci un foc din scânteie, e treaba ta. Mă bucur, dacă nu, la fel. Bun. Vreau să îți provoc una din calitățile actoricești, și anume mima. Da. Să vedem dacă și eu sunt suficient de bună încât să ghicesc ce mimez. Am aici niște cărți, le luăm aleatoriu. E? Îmi pun cartea pe frunte. Tu încerci să mimezi. De fapt, nu încerci să mimezi, chiar o să mimezi. Și eu încerc să ghicesc. Hai să vedem dacă iese. Sunt aici tot felul, scot una ca să dăm un exemplu. De exemplu, Elon Musk. Okay. Deci sunt aici personalități, cred că și filme, și actori. Hai să vedem ce vine la rând. Dacă îți vine să crezi sau nu, dar e jocul ăla în care poți să mimezi, să desenezi. Activity, îl urăsc. Îl urăști? Da. Asta e. Că toată lumea zice, bă, ești bun, hai, mimează, hai. Ok. Hai să vedem. Am voie să și vorbesc sau doar să... Deci încearcă să mimezi. Dacă nu și nu reușești nici cum, dăm și niște atribute ale personajului. Ok. Stai să... Ești cântăreț, cântă. Cântăre, e o ea sau un el? Ea, că ea are părul lung. Uite, poți să cânti. Dacă știi o piesă, poți să cânti. Că ar fi mai entertaining. Dar nu știu piesă. Nu, am în cap, dar nu... Ceva vechi cu mișcările astea, e ceva mai vechi? Deci o ea. Madonna? Da. Nu, puține piese cunosc. Frozen, știu eu cel mai mult. Ah. Vorbești la telefon, e o aplicație. Facem poze cu ea? Instagram-ul? TikTok-ul? Facebook-ul? Facebook. Păi trebuie să fie una... Formatorul. Mark Zuckerberg. Zuckerberg se spune. Cred că da. Zuckerberg. Cred că da. Hai, mai încercăm încă două. Asta zic, nu. Invers. Invers? Cum era melodia aia? Deci tot un cântăreț sau o cântăreață? Get the best of over. Miley Cyrus. Da. Bun, și hai să mai vedem unul. Băi, să zic să faci aia cu Bila. Cu Wrecking Ball. Îl și dezbrăcăm și luși urcăm pe o Bila. Și? Eight Miles. Eminem. Da. Eminem, Eight Miles. Bun, hai să vorbim un pic despre... Ultimul scurt metraj făcut de Timișoara Film Society împreună cu Florin Rogojinaru, Schimbul.
când punem podcastul, filmul va fi deja urcat pe canalul lui Florin. Spune-mi cum ți s-a părut experiența și hai să le dăm un spoiler, să le spunem dacă ești personaj pozitiv sau negativ. Experiența, să zic, mi-a plăcut foarte mult. Chiar l-am și spus, zic că a fost ceva foarte frumos. Chiar dacă totul s-a întâmplat, am venit pe zi și am plecat pe noapte. Așa e. Cam așa se întâmplă la filmări. Dar ca atare, provocările care erau acolo, având în vedere că eu sunt într-o mașină și nu ajung datorită înălțimii mele până în tavan, eram zic bun, dar zic cum mișcăm mașina asta. A fost ceva, acolo mi-a plăcut foarte mult și cel mai mult partea, nu vă zic, vă zic? De fapt, cred că știți, nu știți. Vă las să descoperiți, nu vă mai zic nimic, gata. Deci îi lăsăm, dar îi lăsăm. Experiență foarte frumoasă, având în vedere că e, asta e scurtmetraj. Prima experiență a fost asimptomatică a un film și a doua, tot în fața camerelor, a fost ceva foarte frumos. Mi-a plăcut foarte mult. Crezi mai mult în scurtmetraje? Acum? Ți se pare de actualitate? Să zic așa, eu în trecut am făcut YouTube și știu o regulă. Cei mai mult de un sfert de oră, 20 de minute, poate dacă plictisim. Nu e catchy, publicul e ok și ce se întâmplă, știi? Ți se întâmplă să compari un scurtmetraj cu un videoclip? Poate fi ceva în genul ăla? Că sunt foarte multe videoclipuri care au o poveste. Da, cum la fel și un scurtmetraj poate să conțină mai multă carne decât un film care e de o oră și ceva, două ore, trei ore. Corect. La fel și clipul ăla poate să fie mai voluminos decât un scurtmetraj. Deci numai lucruri pozitive despre scurtmetraje, așadar trebuie neapărat să vedeți schimbul. Răzvan, eu îți mulțumesc foarte mult. Și eu mie mi-a făcut plăcere, sper că și ție. Actorii în devenire și chiar și cei care sunt deja pe scenă sau în fața camerei au multe de învățat de la tine. Nu mă consider un model de îndrumat. Din ce ai spus astăzi, eu așa cred. Dar mai mult nu, pentru că nu... E modest. Fiecare cu ale lui. Credeți-mă pe mine, e doar modest. Mulțumesc mult de tot. Noi am fost Timișoara Film Society. Vă mulțumim mult!